Bună ziua! Primarul sectorului 2, domnul Mugur Mihai Toader, este invitat prin interviurilor PSN News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Să rămână, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Cu mare drag întotdeauna! Pentru început, aș vrea să fac un apel la sinceritatea dumneavoastră. Întotdeauna, suntem o carte deschisă. Și să discutăm despre ceea ce a făcut până în prezent și ceea ce are de gând să facă în continuare primarul Mugur Toader. Da, spuneți. Dintre toți cei 7 primari bucureșteni, dumneavoastră am văzut că sunteți cel mai discret. De ce nu ați fost mai prezent în spațiu public? Da, este o, să spunem, un defect, sau putem să-l punem între ghilimele, care mi s-a mai adus la cunoștință, să nu spun reproșat. Da, ăsta este felul meu de a fi. Sunt puțin mai discret, poate. Am să încerc. Pe viitor promit că am să apar mai des în spațiu public. Și de-aia vă și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Revenind la subiectul promisiunilor electorale, în primul rând, vă rog să ne spuneți cum stăm cu parcările în sector. Am văzut că aveți în plan construirea de noi parcări supraterane sau achiziționarea de parcări modulare. Cum stăm cu această promisiune? Da, este o problemă spinoasă, să spunem, la nivelul capitalei, problema parcărilor. Este normal și este în prioritățile noastre pe care trebuie să găsim soluții și posibilități de rezolvare. Într-adevăr, acum, la acest moment, dacă facem un bilanț, nu pot să spun că am finalizat o parte din ceea ce ne-am propus și mi-am propus. Am demarat procedurile și s-au făcut studii de fezabilitate pentru 5 locații de parcări supraterane. Era într-un proces puțin mai avansată o parcare supraterană, dar analizând și făcând raportul costurilor și beneficiilor, având în vedere că în subteran era un ovoid foarte, foarte mare de 2000 de la Apanova și devierea acestuia implica costuri și un suport financiar considerabil, am renunțat la acea locație. Acum v-am spus, sunt 5 locații pe care o să le începem să lucrăm în 2018, după ce terminăm procedurile, toate procedurile legale. Sunt studii de fezabilitate, urmează autorizații și celelalte. Unde vor fi amplasate? Deci o să fie în Colentina 25, la Alea Dobrina, una, două pe Chișinău, numerele 12 și 17, și încă una la Delfinului, în spate, la piață. Este o problemă foarte, foarte greoaie, să spunem, și mare, lipsa terenurilor. Terenurile pe care putem să amplasăm. În permanență suntem în căutare de zone pe care pot să construiești astfel de parcări. Sectorul 2 este și un sector foarte aglomerat, este cel mai aglomerat din București, o densitate de 11.600 de locuitori pe kilometru pătrat. Asta însemna cam de două ori mai
mai mult decât în sectorul 1, de exemplu. Și este o problemă reală, lipsa terenurilor și spațiilor pe care putem să construim. Din punctul ăsta de vedere, chiar suferim și, într-adevăr, ați văzut și sunt terenuri virane care iar ne creează o problemă, dar acestea sunt în proprietate privată. De-aia aș dori să existe o cale, o modalitate legală de expropiere, pentru că sunt foarte multe terenuri de acest tip care sunt efectiv părăsite. Din acest punct de vedere, ce am putut să facem? Am intrat în Consiliul Local cu o propunere de majorare a impozitului de 500% pentru terenurile neîngrijite, neîngrădite și inclusiv pentru clădiri. Ați încercat să luați legătura cu proprietarii acelor clădiri, să ajungeți la un acord? Da, cu o parte din ei, dar de-a lungul timpului aceste proprietăți private au suferit tot felul de modificări de statut juridic, s-au vândut, s-au cesionat la bănci. Există un teren chiar tot în zona Colentina, destul de mare. Câteva săptămâni, dacă nu o lună și ceva, am tot căutat proprietarii, firme care s-au succedat în insolvență, le-am găsit la unii o astfel de societate, niște patroni din Franța și cu un sediu social în Zăbrăuți, într-o garsonieră, iar terenul este foarte, foarte mare. Firmă în insolvență, v-am spus, tot felul de probleme juridice, deci efectiv juridice. Cum stăm cu reabilitarea blocurilor? Câte blocuri am reușit să reabilităm și câte vă propuneți să reabilitați în perioada următoare? Da, în sectorul 2 este un program multianual, a demarat în 2008, ca în majoritatea localităților. Este structurat pe 4 programe majore, cel care a început în 2008 cu 265 de blocuri, în 2012 următorul cu 246 și în 2016 practic pachetul 3 cu 604. Aici, într-adevăr, asta a fost și din punct de vedere financiar, pentru că este un efort financiar considerabil. În ultimul an am finalizat din ultimul pachet deja 300 și vreo 70 de blocuri, deci în ultimul an. Iar pe celelalte, probabil, maxim, am spus, undeva în primăvara anului viitor. În paralel, demarez acum și inclusiv pentru ultimul pachet, toate etapele care sunt necesare în astfel de program, de la audit energetic, expertiză tehnică, proiectare pentru demararea procedurilor de execuție. Proceduri care sunt proceduri de licitație publică, sunt foarte greoaie, dar nu de fapt procedurile în sine, cât problemele care apar pe parcurs. Așa, ca o exemplificare și ca o mică paranteză, pentru programul 3, cel de 604 blocuri, fiind și foarte mare și cu o valoare financiară foarte, foarte mare, numai derularea procedurilor de achiziție pentru lucrări a durat mai mult de un an jumate.
tot felul de contestații, de clarificări, volumul de documentație și de documente este foarte, foarte mare, personal destul de restrâns ca număr la direcția de achiziții și de asta, asta este o problemă generală cu termenele în care poți să finalizezi aceste proceduri. Am văzut în administrație, da, totul merge puțin mai greu din punctul ăsta de vedere. Am văzut că aveți în plan și reamenajarea parcului Sticlăriei cu o suprafață de 60.000 de metri pătrați. Da, în total, inclusiv cu lacul. Da. Da, da, da. Ce progrese ați înregistrat la acest capitol până în prezent? Anul ăsta am intrat în acea zonă. Era practic o junglă și chiar prezenta un pericol din toate punctele de vedere. Nu vreau să intru în detalii și ce am găsit pe acolo. Și am igienizat și curățat parcul. Am avut ceva probleme cu o organizație neguvernamentală de mediu. Ne-au făcut reclamații, plângeri penale că, vezi, Doamne, am fi defrișat, dar de fapt era o vegetație spontană. Deci anul ăsta am amenajat de cât de cât și igienizat și se poate merge în parc liniștit. Acum s-a făcut studiul de fezabilitate și urmează proiectul. Anul viitor va fi finalizat ca și parc, ca parc ecologic. Ați promis și introducerea catalogului electronic în școli, instrument util pentru profesori și părinți. Ce se mai aude de această promisiune? Da, cu școlile am, să spunem, și avem la nivelul administrației sectorului 2 dorințe și niște proiecte puțin mai vaste. Vrem ca până în 2020 toate unitățile școlare să fie la un nivel sau la nivelul cel mai ridicat, pentru că este foarte important să oferim condițiile cele mai bune elevilor și profesorilor. Pe partea de digitalizare avem de asemenea, asta înseamnă dotările necesare, tot în calcul, dar din discuțiile pe care le-am avut cu o serie de conducători ai unităților de învățământ, părerile sunt împărțite. Mă refer strict la acest catalog școlar, dar pe care îl vom implementa. Până în momentul de față, toate unitățile școlare au fost dotate cu sisteme video de interior și de exterior performante, să spunem așa. Dotări în permanență pentru dânsii, dar iar prioritar trebuie să și ne-am propus reabilitări, consolidare și primul rând avem, toată lumea vorbește de aceste autorizații pentru siguranță la incendiu. Câte școli au aceste autorizații? În sectorul 2 autorizare pentru siguranță la incendiu sunt 20 de, în special, grădinițe care au fost construite
acum mai devreme, după 2006. Și deci trebuie prioritar să ne ocupăm de acestea. Parte dintre ele am obținut finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru 15 unități, sunt cuprinse lucrări mai ample și de consolidare și reabilitare și normal că în paralel se merge și cu toate aceste proceduri de autorizare și, bineînțeles, efectuarea lucrărilor necesare. Cum stăm cu paza în școli? Nu, paza este asigurată în absolut toate unitățile de învățământ. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este absolut nicio problemă. Numai dânsii, cei care asigură paza, să-și facă datoria și n-am să admit nicio abatere de la job-ul pe care îl fac și sarcinile pe care le au. Ce proiecte mai aveți în plan pentru sectorul 2? Ce credeți că îi lipsește? Deci am finalizat în acest moment, o problemă destul de spinoasă și sunt creșele. În sectorul 2 au existat doar două creșe. Anul ăsta am finalizat încă o creșă și am deja copii și sunt superbi. O să vă invit să vedeți noua creșă. Este în cartierul Tei. Așa se și numește creșa din Tei. Și pentru anul viitor aș dori să cel puțin una din două să fie finalizată la începutul anului școlar. Deci încă două creșe. Pe final, am văzut că aveți alocat pentru sectorul 2 un buget de 1 miliard de lei, dacă nu mă înșel. Este suficientă această sumă pentru activitatea primăriei în general și pentru proiectele amintite de dumneavoastră în special? Dacă o să întrebați absolut orice primar, indiferent de bugetul pe care îl are, nu o să fie mulțumit, pentru că idei și proiecte sunt multe. Sunteți, dar într-adevăr, a doua primărie cu cel mai mare buget din București. Pe locul întâi ar fi sectorul 1. Da, și pe urmă undeva la egalitate, noi sectorul 3, sectorul 6. V-am spus, nimeni nu va fi vreodată mulțumit de bugetul pe care îl are la dispoziție. În permanență ai dori să ai resursele financiare să demarezi cât mai multe proiecte deodată. V-am spus, mare parte și un efort bugetar considerabil îl reprezintă acest program de reabilitare. Spuneați dumneavoastră de bugetul de 1.000 de milioane, da, de 1 miliard. Gândiți-vă că acest ultim pachet de blocuri de reabilitare a fost contractat la nivel de 600 de milioane. Deci să înțeleg că cei mai mulți bani merg spre reabilitarea blocurilor din sector. Acum, pentru ultimul pachet, vom aborda puțin diferit. Dar bugetele și bugetul oricărei primării se suplimentează și se complementează cu atragere de fonduri. Vă spuneam adineauri de proiectele și proiecția noastră pentru îmbunătățirea cadrului educațional. Acest lucru, v-am spus, se face și prin atragere de fonduri externe. Pe toate palierele, prin programele operaționale
deci fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin programele naționale, Programul Național de Dezvoltare Locală, pe care v-am spus, am introdus 15 unități de învățământ, Compania Națională de Investiții, am depus câteva proiecte, iar construcția la una din sălile de sport o să demareze destul de curând, de la o școală din sector, de la școala 28. Și, bineînțeles, un ajutor deosebit îl avem de la Banca Europeană de Investiții, inclusiv în programul de reabilitare termică avem susținerea de la dânsii. Ce relație aveți cu doamna Gabriela Firea, primarul Capitalei? Cum colaborați? Foarte bune, foarte bune. Și este normal și este firesc să fie așa. Și după cum știți, este pentru prima dată când toți primarii de sectoare și primarul general al Capitalei vorbesc... Vin din rândul social-democraților. Da. Am spus pentru prima dată când vorbesc aceeași limbă. Inclusiv în actele normative sunt stipulate condiții în care, de fapt, obligativitatea ca primarul general și primarii de sector să conlucreze, să aibă întâlniri periodice. Câte pe care sau au loc aceste întâlniri? Funcție de program, dar cel puțin de 2-3 ori pe lună. Deci rare săptămâni în care nu ne întâlnim. Inclusiv astăzi avem o întâlnire la ora puțin mai târziu. Am înțeles. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și pentru deschiderea de care ați dat dovadă și vă mai așteptăm cu dragă inimă ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Eu vă mulțumesc pentru invitație și promit să vin și să fiu mai deschis cu media și am înțeles, am spus de la început, de fapt cu asta ați început și dumneavoastră, este un minus al meu. Noi vă mulțumim pentru prezență. Să rămână, mulțumesc foarte mult!